Salutare tuturor lumea și bine m-am găsit la un episod de Resident Evil 7, pentru că am văzut că v-a plăcut extrem de mult episodul anterior. Acum 20 de secunde era să mor în puii mei. Oai, încă mi-e, bă, ești nebun, e ok. Am vrut să beau un par de apă în puii mei și mă înțeapă inima, puii mei, au. Uai de puii mei. Bă, o să mor, bă. Ok, asta este partea a doua, e ceva mai neinteresant. Hai să facem gameplay aici, bă, băieți. Da, deci rămăsesem aici în fața ușii ăsteia pentru că n-am avut tupeul, stai să-mi apropii microfonul să mă mai ok. N-am avut tupeul în episodul anterior să o deschid, așa că hai să continuăm acum gameplay-ul, bă, băieți. Hai să strângem vreo 500 de like-uri la acest episod să mă motivați, pentru că eu sunt un slab de inimă și mă sperii foarte rapid. Și filmez la ora 2 noaptea, cred că e, ba nu, 1 și 15, mă scuzați. Și, băi, eu mă încac pe mine efectiv și o să trezesc toți vecinii din episodul ăsta, dar dați și voi, frate, un like acolo să mă motivați. Sau dați dislike dacă nu vă place episodul. Na, pui mei. Hai să vedem. Hai să vedem, frate. Deschidem ușa, frate. Ok. Deci mă gândesc că trebuie să continuăm pe aici, nu? Deci ușa aceasta este închisă. Eu mă cac pe mine efectiv și am și sonor în blană în căști. De preferat ar fi fost să nu-l dau în blană. De preferabil, ce pui mei, frate. Și da, hai să încercăm să facem o continuare. Cred că... No way. Ați ghicit, băieți. Trebuie să mergem unde a fost cameramanul. Ai de pui mie. O să apare ceva aici, 100%. Nu, n-apare nimic. Bă, mă scuzați, dau jocul mai aici, chiar nu... S-a auzit ceva. Doamne Iisuse Hristoase, ce joc am... Doamne, și coboară pe scară omul, frate. S-a rupt scara, coaie. Coaie, s-a rupt... Aoleu, oh, coaie, s-a rupt scara. Coaie, m-am speriat. Deci, practic, sus nu mai mergem. Și acum trebuie să-i găsim pe aia morți aici, așa-i? Dar măcar urma de... Mamă, aici l-a băgat pe ăla cu capul, bă. Da, deci, practic, am ajuns în beci. Avem și inventar din câte văd. Nu o să-l folosesc... Nu o să-l folosesc acum. Doamne, de ce mă pune să cobor pe aici, frate? Pentru că... Omul mă și aude, adică... Omul ăla mă și aude. Doamne Iisuse, ce am ajuns să mă joc, bă, băieți. Doamne, ce mai trebuie să trec cu capul pe sub asta, presupun. Da, și trebuie să o găsim, am înțeles, trebuie să o găsim pe Mia, care este nevasta ăstuia și a dispărut acum 3 ani. Sau ceva de gen, nu știu, așa am înțeles eu. Ca... Frate, ce se întâmplă, frate? Frate... Doamne, începe să fiară apa. Ce dracu e greșit cu jocul ăsta. Băi, deci nu înțeleg ce... Uai, și o ușă aici, dă-te. Ai de morții mei! Cu aia am dărâmat... Doamne Iisuse! Cu aia am dărâmat facecam-ul, bă. Coaie! 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 Mi-a apărut ăla, bă! Bă, băiatule! Bă! Doamne, mă! Bă, ce se aude, mă? Nu mai fă de astea, te rog eu mult! S-a închis ușa, Nia, fii atent că s-a închis ușa! Doamne, ce s-a auzit, mă? Bă, nu e ok, mă! Jocul ăsta e mai înfricoșător decât viitorul meu, mă! Mia? Mia, ce Mia? Doamne! O să deschid ușa cu caseta! De tu încutit. Nu o să taie caseta ușa. Omul ăsta e așa de retardat, în pui mie, că nu poate să o strige pe aia. Omul vrea să deschide ușa, nu poate să strige. Mia, Mia, tu ești. Nu, nu, frate, trebuie să deschide ușa, frate. E neapărat să o vadă, să o și fut acolo în pat dacă e nevoie. Păi cu asta putem să tăiem ușa, zic eu, frate. Frate, cu asta tăiem ușa, zic și eu, nu? Bam. Bam, tăiem ușa, frate. Și mai trebuie... Ui, ce m-am speriat de... Mamă, gata, s-a terminat, băieți, o să sară Mia pe noi, gata, direct aici, mare futai. Mia? O să sară pe noi. Oh, thank God I found you. It's me, it's Ethan. Ethan? Ethan, lol? Are you alright? You shouldn't be here. What do you mean? You contacted me. No, no, I wouldn't. Did I? Bă, nu e ok, bă. Did anyone see you? Did he see you?
What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy? We need to go now. Băi, taxul mă, sau zice așa. Nio, pe mine. Pot să-i fut tu pumn în cap? Nu pot. Doamne, ce gânduri am și eu în pui mei. Dacă fac așa, ce se întâmplă? Nu zice nimic, am înțeles. Coaie. Asta o capturat-o ăla, mă, cred că ești nebun. Bă, capturat-o ăla, mă, și acum stai un pic să mă dau cu scaunul mai în jos, că sunt, am 2 metri în pui mei de înalt și nu stau cocoșat în pui mei, știi? Stai așa. Așa, gata. Stau cocoșat, știi? Stau așa la PC și trebuie să stau mai drept. What is this place? What they do to you? Not now. We need to get out of here first. Not now, după aia ne futem, adică n-a trebuit frumos. I think it's this way. I think, stă de 3 ani aici, nu știe. Mua. Bă, trăiți-ar familia ta. Coaie, ce e ăla? Bă, nu, că ne întâlnim cu moșulică, frate. O să vină moșulică, te rog, eu nu, frate. Cred că e moșul ăla de... O intrat în casă la începutul primului episod. Bă, ăștia sunt retardați, au auzit o ușă cum se deschide și nu fac nimic. We have to talk. That message you sent me. Not me. That wasn't me. Coaie, la aude pe ăla. Bă, jocul ăsta e stupid rău. Oamenii ăștia vorbesc aici în gura mare. Moșul ăla deschide uși pe acolo sau nu se deschide singurile ușile alea singure. What the fuck? Băi, eu trebuie să joc jocul ăsta, să aflu povestea, mă. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. N-aș fi venit după asta, aș fi lăsat-o aici, o nici țâțe n-are săraca de ea. Ce pui mei. Ai, bă, nu e ok, bă, ce dracu, mă. Dar nu e ok, mă, hai să nu mergem pe aici. Are you sure you know where you're going? Family used to bring me food through here. I remember. The family, mă. N-are niciun sens jocul ăsta, deci hai să vă explic cam ce am înțeles eu din povestea asta. Mia aia o dispărut, da? What the fuck? O răpit? Nu înțeleg, trebuie să wow, uite pune, se bagă Mia Khalifa, frate. Dacă aș fi în viața reală, n-aș fi încăpă pe aici, la cât de grasă să mor eu. Doamne Iisuse, ce ne jucăm, frate. O las pe ea prima, adică să-și ia jumpscare-ul prima dată, știi? Deschide-o tu, zic eu. A, se uită la ușă, ce pui mei, mă? De ce te uiți la ușă? Deschide eu, mă! Ce disisit? O să ia de cap ăla și o să o împuște aici, pe loc. Ba nu, nu s-a... Dă-te, drecu, că a găsit asta ieșirea. Sigur mai e în ușă. Ce are, mă, de țipă? Ce? Bă! Bă, asta e nebună, bă! Bă, dă să-i dau cu hârtia asta în cap! Cum întorc hârtia asta ca lumea, frate? A, rotate! Băi, rotate, acum o întorc... Aaaa! Uai de capul meu, bă, ce joc zi... Ce macabru, mă! Aoleu! Bă, telefonul, coaie, bă, ce tot pică, mă, futuți! Bă, sunteți aici? Gata, n-am spățit nimic, așa-i? Doamne Iisuse, m-au răpit-o, bă! Bă, au răpit-o, bă! Bă, au răpit-o, frate! Bă, cum urcam, mă, scările astea? Da-te, drecu, că vin peste tine, moșul, drecu! Spune-mi tu mie că moșul ăla a urcat cu ea într-o secundă cât am stat. Bă, dă-te, drecu de moș, mă, dar rapid ești tu, mă! Bă, moșulică, măi, rapid ești tu! Doamne, băi, nu, trebuie să găsesc o armă. Am văzut că poți să ai și arme jocul ăsta. Dăm ceva, o faianță, ceva, un ciob, ceva, să-i bala la în gât să moră, să termine jocul. First aid, ok. First aid, avem și medikit. A, nu, e logic. Gat, am pușcat-o să... What? Bă, nu e ok, mă. Ce se aude, frate? Păi undeva pe aici, mă. Uaide. Frate, asta e Mia, gata, a violat-o. Uaide, capul. Uaie. A, ce forță are aia, ori direct în perete l-au aruncat, na. Băi, n-a la... Bă. Oh, bă, nu, bă, dă-mi un cap, băgându-mă ca cuțitul, frate. Bă, futu-ți telefonul, mătii, să-ți fut.
Stați așa că nu se poate, telefonul ăsta pică de altă cutie, nu găsesc și eu. Bă, futu-s telefonul, mă, dar nu mai pica, mă, bă, nu mai pica, mă. Telefonul ăsta pică în continuu, mă disperă, frate. Rezist, rezistă, frate. Ia, ai băgat pici, bă. Mia, wait, Mia, Mia. Zice că oamenii zic să nu dai într-o femeie. Păi dacă o vezi pe asta așa cu mine, cu cuțitul. Hai să-mi bag. Dar mori, sta mătii de femeie retardată. Mori, mă, mori. Și tu să zici să nu dai. Băi, futu-s telefon, nu te mai mișca. Că te arunc acum pe geam și fac fără facecam și gata. Băi, ce-a făcut mă Mia, mă? Bă. Am nebunit-o moșu, mă. A, posedat-o demonii, mă. Uleu. Așa făceam și eu când eram în depresie, băieți. S-a terminat, din păcate. Așa am făcut și eu. Ai de capul meu, bă. S-a iubit-o să se uite la tine cum îți dai cu capul de pereți. Păi am folosit ambele first aid-uri. Nu mai am first aid-uri. Am belit-o. Băi, dar stai, mă. Și o las pe mie aici acum. Eu nu înțeleg, mă. Și acum o las pe asta aici. Ce s-a întâmplat? What the fuck? Coaie, nu! Coaie! A, direct cu topurul, îi băgăm în capii. Atac. Mori, fă, dă-te, dracu. Aoleu, stai. Aoleu, mi-a băgat cuțitul în mine, frate. Stai, fă, cu minte, dă-te, dracu. Stai cu topurul. Uai, de ce bag topurul în cap și nu moare? Nala. Mori, mă, dracu, mă, dar mori, mă, dracu. Bă, mori, mă. Uite, mă, nu vrea să moară, mă. Rip. Acum sigur nu se mai trezește. Și sigur misiunea e eșuată și nu o să o mai salvăm pe Mia. Sună, du-te, trecu, nu te crezi. Sună telefonul, stai să-mi pun casca. De unde sună? Coaie, de aici sună de undeva, uite-l. Băi, eu am căștile pe dos. Coaie, se aude. Ciudat. Băi, nu, frate, de ce să răspund la telefon? Bă, nu, te rog eu mult, nu răspund. Who's this? And what the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Attic? Go there. Now. Mamă, și ăsta o ascultă, mă, nu zic că o asculti. Zic că te duci frumos acasă cu mașina mea. Dă-te, dracu. A dispărut, mă. A dispărut Mia, mă, ești nebun? Bă, a plecat aici, 100%. A dispărut Mia, dă-te, dracu. Bam, toporul nici nu mă interesează, frate, măcar nu-i... Măcar aici nu-i ca în Outlast, știi că poți să te aperi, știi? E mult mai calmea să știi că poți să te aperi decât să te urmărească cineva să nu poți să-i faci nimic, știi? Nu-i așa de scary ca Outlast-ul. Dar tot e scary, o să sară ceva pe mine aici. Nu, e ok, mă, nu e ok, nu e ok. Băi, coaia nebunie mea, mă. Ba, nebun... Băi, eu pot să plec, adică... Gen, gata, s-a terminat? Gata, atât a fost jocul. Uleu. Poți să plec, serios? Adică gata? Ăsta a fost sau este eu prost și nu trebuia să vin pe aici? Dă-te, dracu, poți să plec. Bă, dar nu e ăsta drumul, mă. Bă, ceva nu e ok, mă, nu e ăsta drumul. Sau? Nu e ok, mă. N-am luat-o ok, mă. X, ce e ăsta? Nu, mă, e ceva de poliție, eu știu ce morții, mă, să-i... Nu de poliție, seamănă calea de le pune poliția când se face o crimă sau ceva de genul. Nu e ok, mă, ce dracu, mă. Mă duc la... Oaie, ce s-a auzit? My friend, why did I just hear? Uliu, coaie, ce sunete are jocul ăsta? Bă, he's not responding. Păi și ce vrei să-i fac eu, frate, dacă nu răspunde?
Nici analizele mele la creier nu răspund și tot retardat am rămas, dar nu fac nimic, am puii mei. Ce să faci? N-ai ce să faci. Uai, să mergem jos înapoi oare din nou sau... Nu știu ce să fac, sincer, chiar n-am nicio idee, n-am nici cea mai mică idee. Unde a zis femeia aia să mă duc, nu știu, nu sunt mare fan al englezei, adică... S-a auzit ceva, dă-te, drecu. Dau cu toporul în geam, nu se întâmplă nimic, ce jmecher joc avem aici. Cred că pe aici. Nu e închisă ușa, mă. F. Nu e. Trebuie să dau cu toporul, nu știu, de drecu de ușă. Băi, nu înțeleg, jur. Nu înțeleg, frate, ce trebuie să fac? S-a mișcat ceva. Am auzit că s-a mișcat ceva, nu e ok. Băi, ce să... Băi, știți ce fac? Cred că o să... E ușa deschisă aici. A, e baia, am pui mei. Bă, băieți, eu știți cred, ce o să fac? O să caut pe net ce înseamnă attic sau ce o zis să ia mă pe filmarea din nou. Oricum deja filmăm de 16 minute, deci nu prea mai are rost. Eu o să continui în episodul următor. Da, e un joc destul de șmecher, dar deja simt că mi-are corpul minus 20 grade. Știi că dacă ți-e frică și stai foarte intens, te simți așa, parcă ți-e foarte frig. Da, eu o să continui jocul în episodul următor. O să mă cac pe mine alături de voi. Mi-a venit să zic o glumă, dar nu o să zic că o să vă supărați. Și cam atâta. Noi ne vedem data viitoare. Dați-mi voi, frate, un like și un subscribe și un dislike. Mai multe dislike-uri să fie. Glumez, mă. Bă. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Salut!